Mădălina Dumitriu, cunoscută și sub numele de Bionse de România și fosta iubită a manelistului Nicolae Guță, a făcut un nou pas important în viața sa personală. Recent, Mădălina a sărbătorit cu un unia civilă alături de noul său partener, un moment pe care l-a împărtășit cu fanii săi pe rețelele de socializare. Imaginile postate au stârnit reacții mixte, mulți dintre aceștia fiind surprinși să o vadă pe Mădălina alături de un alt bărbat după despărțirea sa de Nicolae Guță. Mădălina și Nicolae Guță au fost odată unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbizul românesc. Relația lor a fost marcată de momente intense și, în ciuda provocărilor, cei doi au devenit părinți unei fetițe, Anais. După mai bine de 10 ani de la separarea lor, Mădălina a decis să-și refacă viața, iar acum pare să fi găsit fericirea alături de noul ei soț, la cununia civilă a fost prezentă și Anais, care pare să se adapteze bine la schimbările din viața mamei sale. Imaginile postate pe social media sugerează o relație armonioasă între micuță și soțul mamei sale, ceea ce este un semn pozitiv pentru integrarea acestuia în viața familiei. După despărțirea de Mădălina, Nicolae Guță s-a implicat într-o altă relație, ceea ce i-a limitat posibilitatea de a se dedica în întregime creșterii fiicei sale. Cu toate acestea, Guță a declarat că va asigura un sprijin financiar necesar pentru Anais. În acest nou capitol din viața sa, Mădălina Dumitriu pare să fi găsit echilibrul și bucuria alături de noul său partener, iar fanii ei îi doresc multă fericire în această nouă etapă.